Timp, pentru că distinct este ceea ce face și distinct este și modul în care ne invită în o călătorie prin Cluj și mă gândesc la un moment dat, Paul Klee spunea, un desen este pur și simplu o linie care merge la plimbare. Practic, este o invitație, iar liniile lui Peter Elkan nu sunt altceva decât invitații la plimbări prin Cluj. Și avem ocazia să vedem Clujul, să-l cunoaștem la pas. Câteodată nu trebuie chiar să-l bați, pentru că două, trei expoziții, iată, ajung pentru a avea imaginea spirituală, în primul rând, a orașului în care trăiești. Și este fantastic. Nu spun mai mult despre expoziție, pentru că lucrările vorbesc de la sine despre autor. Vreau însă să-l rog pe Rafael Rotar, clasa nouă, profesorul Dovidiro, Colegiul de Muzică, Sigiu Muntoviță, El Sueno de la Munechita, Agustin Baros Mangore. Atunci eu trebuie să-i mulțumesc doamnei directoare Catrinu, pentru că și-a uitat în învățământ tot la arte plastice la vârstă. Doamnei Catrinu. Și trebuie să mulțumesc mulțumesc lui
Eugen și lui Nolan, pentru că ei sunt cei, de fapt, care ne-au facilitat posibilitatea de a face expoziția, dându-ne spațiu. Și declar deschisă expoziția. Să ne bucurăm de Crujul lui Petre Cam, frumos, da. Expoziția este deschisă.